În primul meci disputat în Ghencea, sucevenii au pierdut vineri în fața gazdelor cu scorul de 12-48. Punctele CSM-ului au fost obținute în urma eseurilor lui Preotescu și Țâmpău, completate de o transformare a lui Crețuleac. Elevii lui Constantin Vlad au revenit pe gazon duminică, cedând din nou în fața tineretului Stelei, scor 12-57. Pentru CSM Bucovina, Ștefan Ștefaroi și Țâmpău au înscris câte un eseu, iar Crețuleac a reușit o transformare. În urma acestor înfrângeri, echipa locală de rugby a căzut pe locul 6 în clasamentul diviziei naționale, iar duminică va evolua în fieful celor de la RCM Galați.